A fost un miracol și în familia mea, cu fratele mamei mele. A fost în războiul din Rusia și când a venit ordinul să strângă tabăra, a fost foarte frig, au trebuit să vadă ei că totul e strâns. Detalii nu am reținut eu multe. Și bunica mea a apelat la Monseniorul Ghica și Monseniorul Ghica i-a aplicat relicva. Și s-a însănătoșit până la 85 de ani sau cât a trăit. În fiecare joi, în Catedrala Sfântului Iosif din București, după ultima liturghie de dimineață și înainte de slujba care începe la ora 17, credincioșii aflați în căutare de alinare trupească sau sufletească pot primi o binecuvântare specială, cu relicva ce conține trei fragmente din Sfânta Cruce a Mântuitorului și un fir din cununa batjocurii pe care Iisus a purtat-o în momentul crucificării. Puțin știu despre această relicvă care nu se află expusă permanent în catedrală și tocmai de aceea puțini sunt și cei care se apropie de ea. În cele ce urmează îi vom spune povestea, în ce împrejurări a ajuns de la Paris la București și cum a traversat perioada comunistă. Însă poate prețioasa relicvă a Mântuitorului nu ar fi ajuns niciodată în România dacă nu ar fi existat Monseniorul Vladimir Ghica, prinț și martir, o personalitate puternică ce a schimbat oameni, a trezit conștiințe, a întors la Dumnezeu fii rătăciți, a fost, deopotrivă, un ilustru intelectual care a trăit în Franța o bună perioadă a vieții sale și un preot care a murit la Jilava, plătind cu viața vina de a fi un prea bun creștin. A intrat în sanatoriu. Am întrebat-o pe o călugăriță dacă au un caz deosebit. Avem un burebund, dar nu mai e nimic de făcut, așa că aici nu mai... Acum n-aveți de lucru. Pe cu burebundul vreau să stau de vorbă, dar nu puteți, pentru că este interzis accesul. Sigur că monseniorul a fost contrariat de acest refuz, pentru că era titlul spitalului, era duhovnicul spitalului și călugărița l-o prea. Era mai mult subalterna medicilor. Du-mă, te rog, până acolo. L-a dus la rezerva respectivă, dar n-aveți voie să intrați. A intrat, am genunchiat, spus fel de ore ieșit și a spus, luați-l și mutați-l în rezerva cu tare. Dar n-avem voie, luați-l și mutați-l. L-au mutat, a venit doctorul, i-a făcut radiografia. S-a confruntat cele două radiografii. Era vorba de un aviator, Alexandru Niculescu, căzut în luptele aeriene cu nemții de asta dată, căzut în luptele aeriene și în cădere și-a fracturat coloana vertebrală, două vertebre din coloană fiind dislocate și înfipte în ficat. Amândouă rănile, atât fractura de ficat, cât și fractura coloanei vertebrale, cu secționarea măduvei spinării, erau mortale. Și fiindcă Antonescu era foarte exigent cu militarii răniți, medicii de la Spitalul Saint-Vincent de Paul au făcut imediat o radiografie ca să aibă justificarea decesului. După ce a fost transportat în camera de rezervă, i s-a făcut o nouă radiografie. Confruntând cele două radiografii, s-a constatat că vertebrele erau la locul lor. Am întrebat pe monseniorul, dar cum vă explicați această vindecare? Pentru că era mereu ofensiv. Să nu cumva să-ți închipui că eu fac aceste vindecări. Eu știu că port o relicvă pe care de câte ori vreți puteți să o sărutați. Și de fapt, așa și era, avea atârnată de gât o punguliță în care se afla într-o casetă de onyx și cu margine de argint și cu crustări de mici diamante. În spatele unui geam, pe mătase violetă,
și odihnea o relicvă din cununa de spine a Mântuitorului, care a fost dată lui de către călugării dominicani care străjeau catedrala Notre-Dame de la Paris și care, cu prilejul unor reparații care s-au făcut, au luat caseta în care era adăpostită cununa de spine a Mântuitorului și, emoționați de obiectul pe care îl țineau în mână, au scăpat caseta. În cădere au sărit trei cioburi. S-a pus problema ce face cu aceste cioburi, le lipim. Și soluția a fost, considerându-se că lipirea este o profanare, să îl dăm unul superiorului ordinului, unul să-l trimitem Sfântului Părinte și al treilea ciob să îl dăm Monsignor Ridică. Iată, deci, la Paris, de câtă considerație se bucura Monsignor Ridică. Cu această relicvă se întâmplă miracolele care pe tine te uimesc. Bine, Monsignore, dar dacă aș lua eu relicvă și m-aș duce eu undeva, s-ar întâmpla la fel. Și asta o știe Dumnezeu. Iată, avem și noi în România elemente de acolo. Din lemnul adevăratei cruci și din coroana de spin. Din coroana de spin avem un mic fragment sel din inelul de stuf în care soldații romani au împletit foarte simplu ramurile cu spini. Monseniorul prezenta când ca relicvă cu elementele adevăratei cruci, când din coroana de spin, când un spin, când deținuților din Jilava le spunea ghimpe. Ar fi fost foarte complicat să le spună istoria, să le spună că sunt și elemente din cruce și elemente din inelul de stuf. Însă cum a ajuns relicva la Monseniorul Vladimir Ghica? De ce la el și nu la altcineva? Monseniorul Ghica, în primul rând, era prinț. După legea lăsată de turci, prinții erau numai fiii domnilor. Domnul Moldovei, Grigore V, Ghica X, a avut ca fiu pe generalul Ioan Ghica, cu mari rezultate și diplomatice pentru independența României față de Turcia. Fiul generalului Ioan Ghica, printre fii, mai mulți fii, unul dintre ei este Vladimir Ghica și el, cu memoria infinită, avea o oarecare trecere. Sfântul Scaun avea o predilecție pentru familiile domnitoare sau foste domnitoare. Și mama monseniorului, prințesa Alexandrina Ghica, a spus că e un sfânt, Pius al X-lea, și Pius al X-lea a avut mare admirație pentru mama monseniorului. Și a spus monseniorului să fie un laic misionar în lume. El a avut acțiuni, sigur că au fost toate explodate după 1923, când a fost ales în Comitetul Internațional al Congreselor Euharistice. Și fiind așa, el i-a spus doctorului Cernea cam așa: ei, eu am trecut pe acolo și fiind ei mulțumiți de ce făceam eu, mi-au dat relicva. În perioada comunistă, când aceia care ajungeau în închisori erau, în majoritatea cazurilor, tocmai caracterele cele mai puternice, români care luptau să-și păstreze credința și demnitatea, detenția era un loc unde privațiunile și suferințele de tot felul revelau profunda umanitate a celor încarcerați. Elisabeta Castel, una dintre femeile care au supraviețuit închisorii și ale cărei drumuri s-au intersectat cu cele ale monseniorului Vladimir Ghica, a remarcat și ea importanța primirii relicvei de către acesta. Că în Franța, unde spiritul ospitalier, iertător, bun, l-a exemplificat și l-a trăit, a fost răsplătit cu una din cele mai prețioase relicve care există. Toți sfinții au relicve, și în țară există, și în Grecia există, și în Italia există, și în Americi există fel de fel de relicve care se dovedesc a fi darul de la Dumnezeu, care aduc vindecare, aduc răscumpărare, aduc îndeplinirea unor dorințe bune, aduc protecție, aduc darurile lui Dumnezeu. El l-a primit pentru România
Și dovadă că a primit pentru România este că a rămas în țară cu bătrânețea și cu slăbiciunea lui, cu un singur plămân și cu o sănătate șubredă. Și a primit această relicvă pentru ce? Pentru această țară care a suferit. Consider că e un dar. Mai e și o mărturie, dacă vreți, faptică. Înainte de arestare, Monseigneur Lughica știa de 56 de miracole obținute cu ajutorul relicvei, care îl tulburau pe el, îl impresionau. Iar în închisoare a făcut aproape zilnic. Deci i-a dat mărturie această relicvă. Asta este relicva Monseigneurului. Și având-o la piept, când a intrat, de exemplu, la Securitate, unde a stat 11 luni, la Uranus, nu i-au descoperit-o. Deși, în primul lui proces verbal de anchetă, i-au găsit aici un document manuscris, tot în sutană, și nu s-au gândit, dom'le, doamne, o mai fi având și alte buzunare în sutană. A rămas relicva la el, l-au chinuit, au simulat spânzurarea de 83 de ori. Închisoarea nu a fost doar un loc al durerii. A fost și un loc unde s-au întâmplat miracole. Unele ascunse, altele revelate. Și totodată a fost locul unde bunul Dumnezeu a protejat mica relicvă de ochii călăilor, îngăduind să fie găsită târziu, după ce, prin puterea ei, fusese răsăvârșite deja 10 de minuni. Monseigneurul Ghica a intrat la închisoare. La închisoarea Uranus i-au făcut percheziție, n-au găsit-o. A fost singur izolat de la închisoarea Uranus după 11 luni, l-au reîmbrăcat, i-au pus inelul de protonotar apostolic, relicva o avea la el. A ajuns la tribunal cu sutana ruptă, sunt impresionați martorii care vorbesc, când l-am înfruntat pe judecător, că nu-i permit domnului avocat să vorbească în numele meu, eu am studii de drept, mă apăr singur. Ajunge la Jilava, în celula 12 din reduitul Jilavei, erau patru celule de o parte, patru de alta, în ceea ce se numea reduit, care avea peste el trei tunuri mari. Și în celula 12, acolo a făcut aproape zilnic miracole. Era o înghesuială teribilă. Erau oamenii noaptea, așa cum sunt așezați în paturi, nu puteau dormi pe spate, trebuiau pe o parte. Lipsă de aer, mizerie, oroare. Se călcau pe ei, unii dormeau pe jos, unii sub paturi la șerpărie. S-a mutat apoi în celula 8, apoi în celula 2, fără geamuri, 3 luni. Și apoi a ajuns în teribila percheziție în care a fost descoperită relicva. Ofițerul care l-a verificat în timp ce era cu spatele la perete sau cu fața gol, pe culoar înghețat, el piele și os, cu martorul deosebit de prețios, profesorul Florea Costache, care ne-a lăsat 5 mărturii, și l-a întrebat ofițerul ce e asta. Zice, cred că a răspuns, fiindcă, dar ofițerul n-a auzit că i-a spus, repetă ce ai spus. Monseigneurul Ghica a repetat, un ghimpe din coroana Mântuitorului. Ofițerul a tresărit, s-a uitat în dreapta și în stânga culoarului, a luat relicva și a băgat-o în buzunar. Povestea relicvei Mântuitorului, a celor trei fragmente din Sfânta Cruce și a firului din cununa de spini, continuă. Confiscată de ofițerul însărcinat cu percheziția deținuților, i-a ajuns totuși înapoi în parohia de unde fusese arestat Monseigneurul Vladimir Ghica. Au trimis la moartea lui o scrisoare parohiei. Și părintele francez, parohul, ce să facă? Era un avocat aproape zurliu din război, partea către Berlin, mare rănit de război, cu tupeu. Toată lumea știa că poate obține lucruri pe care alții nu le obțin. Și zice, mă duc eu. Și s-a dus acolo și a zis, omul ăsta n-are, eu sunt fiul lui spiritual, n-are niciun fiu, n-are pe nimeni. Dați-mi mie ce are el. Și i-au dat relicva și sutana. Ca și la Sfântul Charles de Foucault, maicile, văzând cât că e toată cu pământ, au aruncat-o. Sancta
Simplicitas, spune Andrei Brezianu, care îmi relatează. Am făcut tot ce am putut și toți mi-au confirmat. S-a întors de la Jilava relicva pe care ei au văzut-o și pe care o știau. Și părintele Langa spune, este binecunoscută relicvă. Timpul a trecut, iar miracolele s-au înmulțit. Chiar dacă de multe ori au fost cunoscute doar de apropiații familiilor care au beneficiat de pe urma lor. În 1926 deja avea primul miracol, o maică la o buiotă care a explodat și a ars-o pe față. Adânc a intrat, doctorul a spus, a intrat în adâncime, care era, asta era o nenorocire, ochii închiși. Monsignorul Ghica i-a aplicat, ei nu i-a aplicat relicva pe ochi, a ridicat-o deasupra ei, s-a rugat. De obicei, aplica relicva ca un plasture pe locul rănii. Și în câteva zile ea era de nerecunoscut. Asta e unul dintre miracole. Și relicva a început să circule chiar la tatăl meu când s-a întors 3 luni din cei 18 ani lipsă. 3 luni s-a întors, cum au ieșit și episcopii greco-catolici. Și eu eram mic și după un pian l-am văzut cum mi s-a adus și era pe spate și a ținut-o pe ochiul bolnav, fiindcă el era ochiul, nu mai vedea. Avea dureri îngrozitoare. Au dispărut durerile, dar a fost operat apoi și s-a enucleat ochiul. Mie nu mi-a arătat-o, nu m-a impresionat. O relicvă. Soției mele i-a spus cumva mai multe și un miracol cu ea. Avea umflarea pieptului, boala asta care duce la mari suferințe și la operații, și s-a rezolvat. Horia Cosmovici a fost unul dintre fiii spirituali ai monseniorului Vladimir Ghica, fiind avocat, preot și pictor. A ispășit peste 17 ani de detenție în închisorile comuniste. El avea să fie persoana prin care relicva Mântuitorului ajunge la sediul Arhiepiscopiei Romano-Catolice de București. Îndată după ce am venit la București în 1983, deci suntem după ani și ani acum, l-am cunoscut pe părintele Cosmovici, atunci preot greco-catolic, și îndată am stabilit niște relații nu numai cu romano-catolicii, dar și cu greco-catolicii care erau în București, iar dumnealui fiind preot, sigur că am avut un raport mai apropiat. Așa, treptat, a început să-mi povestească din viața lui, din viața închisorii și a ajuns la povestea cu relicva. Și după un timp a venit și mi-a propus să încredințeze Arhiepiscopiei relicva pe care el o purta acasă. Pentru că spunea, zice, uite câți ani am, nu știu câți ani am să mai trăiesc, nu știu... Nu vreau să rămână așa pierdută și o încredințez Arhiepiscopiei. Nu uităm că eram în timpul comunismului atunci și Biserica Greco-Catolică încă nu era recunoscută, așa încât el activa acasă mai mult și celebra liturghia Părintele Cosmovici Horia, iar duminica preda catehismul la Biserica Cioplea. Așa, oricum am avut un raport, pot spune, apropiat cu el și așa am ajuns în posesia acestei relicve cu gândul de a o păstra la Catedrala Sfântului Iosif și de a o folosi din când în când pentru a ajuta pe unii bolnavi care eventual ar afla că relicva este la mine. A fost o bucurie și o emoție să aflu că acea relicvă a Monseniorului era la Arhiepiscopul de București, la Înal Preasfințitul Ioan Robu. Nu mi-a trecut prin cap. La un moment dat am simțit nevoia să-i o cer. Mi-am făcut curaj, nu mi-aș fi închipuit că ar fi posibil, și m-am apropiat de acea relicvă pe care o aveam din când în când în catedrală, dar am luat-o cu mine la o maternitate. Era o mamă, o viitoare mamă, în luna a șasea, pe punctul de a pierde o sarcină. Nu am făcut altceva decât ce m-a îndemnat inima și credința.
Și împreună cu soțul, cu tatăl copilului, am venit, am pus relicva pe pântecul, pe sânul femeii, în pat, și ne-am rugat împreună. A fost un moment deosebit. Nu știu dacă este vorba de o minune. Dar astăzi, acea mamă are un copil minunat. Dau mărturie despre aceasta, pentru că era o situație la limită. Asta este experiența mea directă cu relicva Monseniorului. Pentru că Domnul face minuni nu doar prin relicve, ci și prin credința oamenilor. O credință care întâlnește semne fizice ale prezenței lui Dumnezeu în lume.